Stimați telespectatori, astăzi avem un oaspet deosebit, neașteptat pot să spun. Este Alina Fânteneanu și de ce este deosebit, o să vă spună tocmai Alina în câteva cuvinte. Eu spun doar atât. The Great Canadian Baking Show. Alina, bine ai venit la emisiunea noastră. Spune-ne puțin, ce este show-ul ăsta și cum ai ajuns să fii parte din el? Mulțumesc că vă primiți. Show-ul ăsta este un show de baking, de patiserie, pentru amatori prin Canada. Deci nu avem voie să avem niciun fel de studii profesionale sau să fim profesioniști în baking. Pur și simplu suntem home bakers, la care ne place foarte mult să facem, să cofetărim toate cele mai bune și ajungem la televizor dacă suntem mai talentați din cei 10 care poți să alegi din toată țara și trecem prin etape să ajungem la The Great Canadian Baking Show. Este o competiție foarte frumoasă, care are 8 săptămâni care sunt în total. Fiecare săptămână este diferită, adică prima săptămână este de torturi, după aceea biscuiți și pâine și continuăm. Și în fiecare săptămână un baker este eliminat și toți facem cât de mult putem ca să rămânem la competiție cât de mult se poate. Cum se face preselecția celor 10 candidați? Preselecția este foarte dificilă, adică show-ul ăsta este atât de faimos și de popular, de mii de persoane din Canada aplică ca să fie la emisiune. Ce se întâmplă este, aplici la emisiune și prima etapă, dacă ești foarte norocos, este un telefon. Te sună și vorbești cu cineva, un producător de obicei, aproximativ 10 minute. Dacă merge bine, treci la a doua etapă, ceea ce este un Zoom call. Ne întâlnim cum suntem acum, amândoi, tot așa stăm de povești și trebuie să pregătesc ceva în prealabil care l-am gătit eu pentru persoana cu care stau de vorbă. Este, poate să fie ce vreau eu, dar ideal cu cât mai spectaculos, cu atât mai bine. Și dacă treci la a treia parte din audiție, este cea mai grea, ceea ce este tot așa un Zoom. Din cauza la COVID nu a putut să fie în persoană toată treaba asta și prin Zoom este o conversație de câteva ore cu 3 producători, cu culinary producers, cu tot felul de persoane și între timp ei îmi dau un assignment și eu trebuie să fac o rețetă de-a mea, dar fac ce îmi spun ei să fac, nu pot să vă spun ceea ce a fost și eu trebuie să gătesc în bucătăria mea cât timp ei mă întreabă întrebări, mă întreabă ce fac, de ce fac lucrurile care le fac și trebuie să le arăt în timpul specificat produsul terminat și cum arată, cum este gustul, să-l gust, să-l descriu. Este foarte, foarte intens. Hai să te întreb, care sunt specialitățile tale? Și știu că ai venit din România, ai venit, mi-ai spus, la o vârstă foarte fragedă, dar ai o experiență, să spun așa, de la părinți, de la bunici. Care sunt specialitățile tale? Specialitățile mele mi s-au schimbat foarte mult cu cât au trecut anii. Deci inițial am început cu chestii ca și cookies și torturi micuțe, cu tarte de fructe, chestii mai simple, să zicem așa. Acum, în ultimii câțiva ani, când asta mi s-a devenit o pasiune adevărată, am început să fac lucruri tot mai complicate. Adică patiserie franțuzească este eclairuri, macarons, foietaj, croissants, tot ce este mai greu, antremeuri, orice o fi mai greu, parcă asta îmi place și cu cât mai greu este, cu atât mă entuziasmează. Ce cuvânt este asta? Entuziasmul mai mare. Am ajuns în sfârșit. Pentru că îmi place foarte mult the challenge. Deci dacă este ceva foarte dificil și foarte tehnic, o să greșesc de 1000 de ori până când îmi iese bine și 1000 de greșeli fac și învăț din toate și în sfârșit când îmi iese cum trebuie, este cel mai minunat moment. Care este amprenta românească în toată, să spun, afacerea asta a coptului? Păi, coptul eu am început cu mama în bucătărie când aveam 7 ani și am început să facem împreună checuri cu nucă și cu stafide. Mai mult eu mâncam la blat decât să o ajut, de fapt. Dar de acolo mi-au început unele obiceiuri în bucătărie și la cofetărie. De exemplu, nu-mi plac deserturile care sunt foarte dure. Îmi plac deserturile care sunt cu prea multe elemente, deci îmi place să fie ceva mai simplu, impresionant, să aibă gust bun și să fie plăcut. Îmi place mult să lucrez cu nucă, cu textură, să fie o plăcere să guști ce mănânci, să nu fie o mușcătură și dai în diabet. Deci îmi place mult să fac chestii care sunt și plăcute și care poți să ai mai mult decât o felie și să nu te saturi. Și asta cred că mult a venit din
ce am făcut eu în bucătărie cu mama și cu ce m-am, în ce m-am avântat eu cu anii care au trecut. Și mult gusturi din România mult îmi plac. Ce am mâncat în România, absolut îmi place să aduc în copetăria de acum. Care sunt criteriile pe care judecătorii le iau în considerare? Deci, în fiecare săptămână, ca să începem cu săptămâna de tort, ca să fie cel mai ușor, sunt trei etape pentru fiecare episod. Este un signature bake, technical și showstopper. Signature bake este unde ne dau un fel de assignment, folosim rețetele noastre ce dorim și avem o limită foarte strictă de timpul în care trebuie să avem produsul terminat. De obicei, ei au cereri ca și mărime sau elemente decorative și, bineînțeles, trebuie să aibă gustul fantastic și totul să iasă cum trebuie, să fie bine gătit, să nu fie nimic prea uscat sau necopt sau toate cele. Technical este cea mai mare surpriză. În fiecare săptămână avem un technical diferit, niciodată nu știm ce este. Toți primim aceeași rețetă, aceeași cantitate de ingrediente și toți facem cât de bine putem într-un timp, încă o dată, foarte, foarte strict. Și aceeași chestie, judecătorii, cei sunt cei doi, văd cine a făcut cel mai bine, dar în cazul ăsta nu știu ce persoană a creat ce technical. Deci este blind spatele field. Pozelor. Exact, este în spatele pozelor, deci n-au nicio idee cine a făcut ce și ne pun în ordine de la ultimul până la primul. Și ultimul este the showstopper, ceea ce este un desert foarte mare, deci, de exemplu pentru Cake Week este un tort foarte, foarte mare, cu multe elemente, cu multe gusturi, totul trebuie să meargă complet împreună și să arate minunat și să minuneze pe toată lumea acasă și la și în sediu, și combinația la cele trei etape este the deciding factor. Deci cine câștigă Star Baker, ceea ce este cel mai bun al săptămânii, și cine din păcate este eliminat. Ai jucat șah de la 4 ani. Continui să joci? Absolut. Deci am jucat șah în România, competitiv, de la 4 ani, pentru mulți, mulți ani. Am intrat în lot, a fost o experiență superbă și încă îmi place foarte mult să joc șah. Și de Crăciun, de exemplu, am primit un șah, un set de șah foarte frumos de la logodnicul meu și încă continui cu fiecare ocazie să joc șah. Și dacă veți privi emisiunea, și sper că priviți, o să vedeți pasiunea mea de șah, o să mi-o vedeți în cofetărie. Există o legătură pentru că șahul necesită o concentrare foarte mare, dar la fel și coptul, partea de baking, necesită o concentrare, mai ales că ești în limite de timp. Te ajută cumva exercițiul de la șah în exercițiul acesta coptului? Absolut. Ce cred că mental. Ce cred că am învățat eu de la șah este răbdarea și să fiu foarte calculată. Și în competiția asta, când ai o groază de aparate de filmare în jur, este bucătărie care nu este a ta, ai un timp foarte strict și lumea urlă, este zgomot, sunt tot felul de distractions, de a putea să stau concentrată și să stau focusată la ce fac este foarte important și absolut cred că șahul m-a învățat asta, fiindcă am început de la o vârstă atât de fragedă, m-a învățat asta de mulți, mulți ani și practic lucrul acesta de foarte mult. Și cred că absolut m-a ajutat în competiție. Pentru că aș vrea ca telespectatorii noștri să o cunoască mai bine pe Alina Fânteneanu, aș vrea să ne spui, ai spus că aceasta este o pasiune, faptul că intri în acest concurs se adresează doar amatorilor, care este profesia de bază din care trăiești în Toronto, care e un oraș foarte mare și foarte scump în ultimă instanță. Profesia mea, de fapt, este complet diferită. Eu lucrez în stomatologie, în special în ortodonție, și lucrez în domeniul acesta de 11 ani, în cabinet stomatologic. Deci eu sunt ca zâna măseluță la care îi plac toate lucrurile care nu sunt prea bune pentru măsele. Și cam așa m-am și poreclit pentru o emisiune. Pentru că ăsta este adevărul. Deci îmi plac foarte mult toate deserturile și îmi plac tot așa de mult totul ce este de stomatologie. Deci Tooth Fairy, right? Tooth Fairy, exact. Fairy. The Tooth Fairy gone rogue. Alina, aș vrea în final să ne spui când va avea loc, când pot telespectatorii noștri să privească și show-ul în care vei fi inclusă, unde este. Deci show-ul începe duminică, pe 17 octombrie, la ora 8, și este pe canalul CBC,
și prin streaming pe CBC Gem, ceea ce este gratis, și va continua pentru 8 săptămâni și în fiecare duminică va fi la aceeași oră. Dacă doriți să mă susțineți, puteți să mă găsiți pe Instagram, sunt la Lux Baker, este L-U-X-E Baker, și cu mare plăcere pot să discut cu cine o fi, că este așa de entuziasmată sunt de toată experiența asta. A fost o experiență complet de neuitat, la care sunt sigură că o să le spun bunicilor, străbunicilor, la toată lumea, și este chiar o emisiune minunată pentru toată familia. Și dacă priviți, o să mă vedeți făcând tot felul de gustări românești sau inspirate puternic românești, o să mă auziți vorbind limba română și sunt toate chiar și clar inspirate de Sibiu și de România, și o să fie o plăcere adevărată. Deci sper că o să mă urmăriți.